Începe un nou weekend, unul însorit potrivit meteorologilor, ceea ce este și normal având în vedere că suntem în luna lui Cuptor. Așadar, cei care încă nu ați plecat în concediu, vă puteți răcori la strandurile și piscinele amenajate în orașele din județ. Dacă alegeți să vă petreceți timpul liber la grătar ori la picnic, zona special amenajată la marginea pădurii Bejan este locul ideal, mai ales că aici există și un teren de tenis și aparate de fitness. Dacă optați pentru sport, tot pe platoul de la marginea pădurii Bejan, duminică seara de la ora 20 puteți participa la un antrenament gratuit. Bootcamp-ul Fit Intensiv vă provoacă la o sesiune de antrenament cu diferite tematici. Sportul este promovat și în comuna Baru. Aici, sâmbătă, peste 100 de tineri vor alerga la maratonul Aleargă cu San Montan, aflat la cea de-a doua ediție. Și stațiunile montane pot fi alegerea perfectă pentru weekend. Potrivit jandarmilor montani, pe traseele turistice din munții Retezat, Vulcan, Șureanu și Parâng sunt așteptați să sosească numeroși turiști. Centrul Devei, sâmbătă, de la ora 11, are loc o nouă ediție a campaniei Premianții fără premii. Premianții de sâmbătă sunt Anca și Ioan Pășcuțoi. Cei doi tineri vin să ne demonstreze că iubirea nu are limite. Ioan are 33 de ani și este din Deva. Anca are 38 de ani, este din Brad și este un suflet cu nevoi speciale. Suferă de o boală care a transformat-o într-un prizonier pe viață, într-un cărucior cu rotile. Aveți ocazia să-i priviți în ochi pe acești oameni, să le aflați povestea, să le spuneți o vorbă caldă și să fiți parte dintre cei care le vor mulțumi oficial printr-o diplomă și un buchet de flori venind în fața statuii lui Decebal din centrul Devei. Luni seara, trupa Pragul de Sus vă invită la un concert pentru Ramona Moga, o tânără care are nevoie de ajutorul nostru pentru a spera la viață. Concertul va avea loc la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva de la ora 19. Iar marți de la ora 15, dacă aveți o carte de care vă puteți desprinde, o puteți dona tot pentru Ramona. Cărțile se pot dona la cafeneaua Jos Pălăria din Deva. Miercuri seara, la Castelul Corvinilor din Hunedoara, începe cel mai mare festival de operă în aer liber din România, Opera Nights. Evenimentul a ajuns la cea de-a cincea ediție și va aduce în fața publicului 170 de artiști. Spectacolele vor avea loc atât la Castelul Corvinilor, cât și la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva.